ne propunem prin aceasta nu numai să realizăm obiectivele proiectului, ci și să mergem dincolo de acestea, să aducem furnizorii de formare împreună, să constituim o mișcare, dacă aș putea să o numesc așa, în care furnizorii devin conștienți de realitățile concrete, de nevoile pe care Comisia Europeană și strategiile de educație le impun, astfel încât, sigur, de ce nu și viața noastră a furnizorilor să fie mai ușoară. Încercăm să testăm în vederea implementării o platformă care să ajute pe furnizorii de formare în primul rând să-și autoevalueze sistemul de asigurare a calității, să-și autoevalueze calitatea serviciilor de educație către piața muncii până la urmă, în așa fel încât la un moment dat, cum ziceam, să se poată ajunge la un nivel comparabil pe același domeniu, în cazul nostru turismul. Poți să dai informația direct de acolo, în sensul că ce pro și contra, curs, formator, absolut tot ce ține. Uite, întrebarea asta e din câte surse de informații. Deci dacă eu îl întreb numai pe angajator, o să scriu cum. Dacă îmi iau de la absolvent și angajator, da, o să scriu doi. Unii indicatori sunt susceptibili de a fi mai greu implementabil în unele țări, cum ar fi România. Fie din cauza muncii nefiscalizate, pentru că este greu să urmărești un absolvent care până la urmă lucrează la negru. Fie, dar nu este încă o bază de date la nivel național, nu este pus la punct un sistem național care să îți urmărească absolvenții și dacă au folosit, în ce măsură au folosit competențele însușite la cursurile de formare. Dar de undeva trebuie început. Dacă vă puteți gândi la acest indicator 5, cum l-ați putea implementa și la focus group, la el ne-am împiedicat. Care este modul în care practic se va face urmărirea asta? Pentru că după ce ți-a plecat cursantul din sală, nu mai ai feedback asupra... Minunat! Dacă omul ți-a absolvit acum și ai mail-ul, poți să-i trimiți peste un an un chestionar la care să-ți răspundă sau nu. Și poți să spui dacă absolvenții tăi sunt angajați sau nu. Am încercat să extindem aria de impact a proiectului și asupra unor grupuri țintă care poate altfel nu ar fi fost vizate, dar nu atât acest lucru, cât să îi facem să înțeleagă pe furnizori și pe formatori și chiar și organizațiile ca atare ce înseamnă asigurarea calității, cât de important este să cunoască asigurarea calității și să își elaboreze strategii de asigurare a calității. Mie mi-a plăcut foarte mult un aspect, cu toate că au fost, dar nu se poate aia, dar nu putem aia. Dar au mai fost și fraze, pe mine mă interesează acel aspect, pe mine mă interesează altul. Deci, mie mi s-a părut că n-a fost un cursant care să nu își fi putut alege măcar o temă din ce le-am prezentat noi, că uite, aia vreau să știu, aia mă interesează. Mie asta îmi spune foarte mult despre faptul că întâlnirea asta a fost foarte fructuoasă. Fiecare a găsit, mă, uite, aia nu știu, uite, mă interesează chestia. Eu vin în special pentru lucrul ăla. Și au știut să spună care anume lucru. Asigurarea calității ține de partea de management al instituțiilor, a organizațiilor sau furnizorilor. Dar evident că ceea ce înseamnă asigurarea calității îl privește pe fiecare formator, pe fiecare individ în parte. Pentru că nu este vorba numai de asigurarea calității la nivel de organizație, ci asigurarea calității privește și propria conduită didactică și propriul curs pe care îl organizezi sau pe care îl ții și tot. Deci noi dorim în această activitate să prindem cât mai mulți și să conștientizăm cât mai mult nevoia de elaborarea unei strategii de asigurare a calității.